Bine ați revenit. Se simte deja o atmosferă minunată în grup, creată cumva între voi. Anumite conexiuni se produc chiar dacă majoritatea dintre voi nu vă cunoașteți și chiar dacă sunteți la distanță de sute de kilometri, poate chiar mii, conștiința este peste tot. Totul este interconectat. În momentul în care realizăm lucrul acesta, începem să privim cu totul altfel viața, înțelegem că nimic nu este întâmplător și că absolut orice acțiune făcută naște mai departe un alt val de evenimente. Este atât de important să ne asumăm viața, să fim conștienți de ceea ce naștem pe acest pământ, de ceea ce dăm mai departe. Și mereu ceea ce vom da mai departe va fi din ceea ce suntem, sau altfel spus, din ceea ce trăim. Dacă ești în armonie cu tine, toate lucrurile pe care le vei face vor purta această amprentă, vor avea acest parfum. În schimb, dacă mereu ești agitat, ești stresat, ești nervos, acest lucru se va duce mai departe în acțiunile tale. Poate că unii dintre voi ați sesizat lucrul acesta când gătiți, de exemplu, dacă gătiți sau dacă ați preparat vreodată și un sandwich și n-ați trecut mai departe. Dacă ați făcut cu drag lucrul respectiv, cu iubire, cum se spunea, ce-ai pus în mâncare? Am pus iubire. Incredibil, mâncarea a ieșit foarte bună. Ei bine, lucrul acesta nu este doar o vorbă spusă. Este adevărat. Pe tot ce pui mâna, în orice direcție se duce atenția ta, va purta amprenta stării tale de a fi. Și asta pune, dintr-un anumit punct de vedere, o responsabilitate pe umerii fiecăruia. Nu, din punctul acesta de vedere, nu te mai poți comporta, așa fie, oricum va fi, pentru că aceea este o atitudine imatură. Atitudinea matură este o atitudine asumată a vieții. Trăirile mele interioare nu depind de exterior. Exteriorul, ceea ce face este să îmi oglindească acele trăiri sau diferite aspecte. Dar tu ești centrul universului tău și din nou nu este doar o vorbă. Acesta este adevărul. Adevăr pe care, iată, suntem atâția în acest grup, fiecare îl descoperă. Chiar dacă suntem la kilometri și kilometri distanță, ceea ce arată că există un adevăr ultim, există o realitate ultimă sau un adevăr suprem. Dincolo de teorii care toate au direcțiile lor, fiecare are adevărul lui și în această teorie cu fiecare adevărul lui nu vorbim despre adevăr. Vorbim despre emanații ale sale. Nu vorbim despre principiul fundamental.
Respirația și meditația au darul de a te readuce în principiul fundamental al vieții, în ceea ce este dintotdeauna aici și în ceea ce mereu va fi aici, dând naștere la noi și noi realități. Este o descoperire extraordinară iar faptul că te afli pe acest drum fără de drum este minunat și sunt convins că simți lucrul acesta. Pentru unii dintre voi, poate că astăzi este prima zi, iar pentru alții, poate că este cea de-a 10-a. Oricum ar fi, din nou vă reamintesc că acest moment este nou, este fresh, este proaspăt. Nu mai contează ce a fost ieri, ce a fost alaltă ieri, contează doar ceea ce este acum. Astfel, când îmbrățișezi viața așa, viața din plin te va răsplăti. Bun. Acum să trecem la respirații. Ceea ce vom face astăzi va conține trei respirații pe care majoritatea dintre voi le știți deja. Ele vor fi, toate trei vor fi prezente în fiecare serie. Prima este respirația focului, în care accentul este pus pe expir, expirul este activ. Da? Iar inspirul vine de la sine, vine automat. Cea de-a doua respirație este respirația Wim Hof, varianta cu inspir activ pe nas, expir activ pe gură. Da? Iar cea de-a treia este respirația renașterea, care implică inspir activ pe gură și expirul vine pasiv pe gură. Dacă la Wim Hof expir, împing, la renașterea, las. Da? Și acestea trei vor fi prezente în toate cele trei serii pe care le vom face. Înainte să trecem în următorul tip de respirație, îl anunț. Respirația focului sau Wim Hof sau renașterea. Și atunci facem tranziția, da? La fel ca și până acum vom avea la finalul seriei un inspir și țin, apoi expir și rămân așa în retenție. Da? Bun. Haideți să facem câteva respirații conștiente. Având încredere în viață, în existență, știind clar că tot ceea ce este aici este disponibil pentru evoluție. Bun.
Haideți să începem. Vom începe cu respirația focului. În 3, 2, 1 și... Wim Hof. Renașterea. Inspir și țin. Expir și rămân așa. Mă pregătesc să inspir în 3, 2, 1, inspir și țin. Și expir. Minunat. Fac câteva respirații conștiente de revenire. Și vom continua cu seria a doua, respirația focului. În 3, 2, 1 și continuăm cu Wim Hof. Continuăm cu renașterea. Ultima, inspir și țin.
Expir și rămân așa. Las ca toată tensiunea acumulată să se detensioneze. Simt cum fiecare fibră, fiecare părticică a corpului se relaxează, se detensionează. Sunt în acceptare totală cu tot ceea ce este. Nu mai opun rezistență, nu mai controlez viața, o las să mă trăiască. Faci câteva respirații de revenire. Poți zâmbi pentru că viața este frumoasă. Totul e viu. Totul e aici. Și mă pregătesc pentru următoarea serie. La fel, începem cu respirația focului. În 3, 2, 1 și... Continui cu Wim Hof. Mai inspir și țin. Expir și rămân așa. Thank you.
Te descurci minunat. Dacă simți să iei o gură mică de aer și apoi să expiri, poți să faci. Dacă merge să rămâi în continuare, rămâi în continuare, în retenție. Și mă pregătesc să inspir în 3, 2, 1, inspir și țin. Și expir. Las ca respirația să revină la ritmul ei firesc. Iar eu pur și simplu sunt aici. Simte cum fiecare inspirație aduce ceva nou din univers, viețuind acest corp. Este ca și cum prin fiecare inspir bei cea mai curată apă din univers, cea mai pură energie, cea mai înălțătoare și plină de lumină. Transformările cu adevărat spectaculoase se fac în pași mici, dar conștienți. Thank you.
Viața nu poate fi înțeleasă. Ea poate fi doar trăită și iubită.
Trăiește moment după moment. Tot ce vine exact așa cum vine. Îmbrățișează totul, acceptă totul exact așa cum este. Dă drumul controlului. Iar viața aceasta va deveni un real paradis. Vă mulțumesc pentru prezență și vă invit să vă mulțumiți vouă pentru că sunteți aici, acum, prezenți în existența voastră. O zi minunată să aveți în continuare.